Soarele e azi mai luminos, își revarsă razele în jos și foșnesc copacii mai zglobi, școala se desparte de copii. Onorată asistență, stimați oaspeți, iubiți colegi, dragi elevi, stimați părinți, bună ziua! Într-adevăr, astăzi este iarăși o zi când copiii vor lăsa în urmă toate problemele școlare și pe parcursul unei veri întregi își vor prinde la putere pentru a reveni la un nou an școlar. În componența care am fost un an în jur, onorată asistență, pentru introducerea atribuției de stat a Republicii Moldova, vă rog să stați drept. Onoarea de a ridica drapelul de stat o au elevii claselor a noua, Josanu Alina și Josanu Radu. Se declară deschis. Am deosebită plăcere de a prezenta oaspeții la sărbătoarea de astăzi. Domnul vicepreședinte al Raionului Nisporeni, Țugulea Ion, domnul primar al Comunei Ciorăști, Guțul Valeriu. Avem prezenți la Careu părinți, profesori și elevi. Dulce,
Vine în fața publicului directorul gimnaziului, doamna Cășmaru Svetlana. Mai numărăm și noi roadele muncii noastre timp de un an și avem aici câteva surprize. Dragi invitați, stimați oaspeți, părinți, dragi elevi, sărbătoarea de azi încununează parcursul unui drum deloc ușor, atât pentru elevi, cât și pentru noi pedagogi și părinți. Astăzi sunetul clopoțelului va răsuna vesel pentru unii, pentru alții mai trist și ultima dată. Toate acestea, finalul anului școlar rămâne a fi o sărbătoare a împlinirilor pentru toți și toți ne bucurăm de roadele muncii fiecăruia din noi. Dragi absolvenți, sunteți într-un moment de răscruce. Pe de-o parte este un prilej și este un punct de terminal, iar pe de-altă parte un punct de pornire. Vă urez ca tot ce ați acumulat în acești ani să vă permită să pășiți în viață singuri, stăpâni pe voi și să vă bucurați de realizări personale, să dați dovadă oriunde nu veți afla de înțelepciune, flexibilitate în abordarea diferitor problemele vieții și atunci neapărat veți ajunge culmile mult râvnite. Vă doresc multă sănătate, succese la examenul de absolvire și izbândă în tot ce doriți să realizați. Tuturor elevilor vacanță plăcută, ca la începutul noului an școlar să reveniți cu noi forță de muncă. În continuare, dăm citire roadelor muncii voastre de un an. Cu diplomă de merit se acordă elevii Accente Ariana, clasa a doua, pentru succese deosebite la învățătură și tare exemplară și un cadou de preț. Dar rădujor vă rugăm! Aplauze mai furtunoase, n-ați mâncat astăzi. Diplomă de merit se acordă elevii Fiescu Cristina, clasa a doua. Rădujor Cristina! Cu acești diplomă de merit, pentru succese deosebit la învățătură și tare exemplară, Accente Sanda, clasa a doua. Se apropie Adam Zinaida, clasa a treia. Zina Rădujor, bravo Zina, activ Zina, fată de treabă. Bravo! Ușumară Maria Magdalena, clasa 3-a. Crâșmaru Mădălina, clasa 5-a. Clasa 5-a, diplomă de merită de succese de 100 și la bătătură. Purtare exemplară, Rebi Livia. Așa, bravo. Gulica Mihaela, clasa 5-a și Iboi Antonie, clasa 5-a. Da, este părintele. Doamna Svetlana, avem plăcerea să vă invităm pe dumneavoastră. Că succesul lui Antonie sunt succesul lui dumneavoastră. Luca Ion, clasa 5-a B și Jaruc Nina, clasa 6-a. Ligor Bianca, clasa 6-a. Și Cârciu Mară Dumitru. E și meritul dirigintii. Așa. Dumitru, fii sănătos. Armasarul Maria, clasa 6-a B. Și Negru Georgeta. Hi, Claire.
frumoasă, așa de ani. Și nu bunica Cătălină. Așa, în continuare, Romanovici Ion, clasa 7-a, Luca Cătălina, clasa 8-a. Bravo! Luca Cătălina, clasa 8-a. Repetiți, Cătălina. Bravo! Mulțumesc și noi pentru activitate. Dima Irina, Farmăsaru Carolina. De elevii Jusanu Alina din clasa 9. Pentru ce se deschide la învățătură, cu care s-o plac. Mulțumim, Alina, pentru activitate. Dumnezeu să-ți ajute în toate multe poate. Accepti Ion, clasa 9, Jusan Cătălin. Da. Ion, succes în continuare. Cătălin, la fel. Clasa 9, Jusan Marinela. Pentru succes de deosebit la învățătură, purtare în jucară. De asemenea, cu diplomă de merit, pentru succes de deosebit la învățătură și purtare exemplară, se acordă elevului Tofan Petru. Succes la examene. Luca Radu și Josan Radu, clasa 9, 9 B. Mulțumim pentru tot. Fii Radu, succese, în continuare și răbdare, multă țință. Și Leacu Dumitru, clasa 9 B. Vă dorim vacanță plăcută în continuare tuturor, iar elevilor claselor nouă a absolvenților, succes la examen. Vă mulțumesc! Cuvânt se oferă vicepreședintelui raionului Nistoreni, domnului Ibulei Ion. Dragi elevi, stimați profesori, scumpi părinți, acei care stau în primele rânduri astăzi sunt persoanele, viitoarele personalități care ne-au provocat să ne întâlnim la această deosebită întâlnire de suflet. Ultima zi din luna mai este o zi care are și sfârșit și are un început fructuos. Pentru cei care la 31 mai sunt aliniați la acest careu, este o zi care deja ne-am convins, este o zi cu lacrimi. I-am văzut cei care pentru ultima dată asistă la această măsură, au văzut lacrimi de bucurie, de tristețe, de părere de rău, dar asta este viața și trebuie să mergem înainte. După 31 mai începe o activitate nouă în istoria dumneavoastră personală. Vreau să zic că și noi, cei care suntem o lecuță mai demult născuți,
La 31 mai trece prin niște emoții deosebite, care nu putem de fiecare dată să le dăm uitării, ba din contra, le multiplicăm și le încercăm să le părțăm cu cei care suntem în preajmă în această zi. Astăzi, în discuții cu doamna directoare, a rugat să-mi dea câteva familii și care cred eu că nu voi fi în stare să îi numesc pe toți. Dar am rugat doar de fiecare clasă să-mi dea câte un copil, doi. Și aș vrea astăzi să mulțumesc copiilor, diriginților de clasă, părinților care au educat copii responsabili, copii cu dragoste de sat, cu dragoste de țară, care dau dovadă de un patriotism exprimat prin felul de a face carte. Accente Ariana, Adam Zinaida, Ghim Mihaela, Armasaru Livia, Gligor Bianca, Negur Georgeta, Dima Irina, Romanovici Ion, Josana Lina, Luca Radu și mulți, mulți alți copii care merită să fie aplaudați de dumneavoastră și vă rog să facem acest lucru cu toții. M-am bucurat, ne-a spus duminică, când în lipsă de timp am venit dimineața și am văzut cadoul pe care l-ați primit la sfârșit de an școlar. O sală sportivă deosebită, înzestrată cu ceea ce este necesar și cu un stăpân care îi spune Armăsarul Vasile, care merită, Crășmarul Vasile, care merită ceea ce, într-adevăr, își depune eforturi extrem de mari. L-am văzut la ziua de deschidere a sezonului sportiv al Iscoreni împreună cu copiii, cât de frumos i-a mobilizat, cum i-a dus pe podiumul de onoare, cum a făcut maxim posibil ca Comuna Ciorești să fie printre cele mai bune din raionul Iscoreni. Dragi copii, stimați elevi, onorată asistență, permiteți-mi în numele Consiliului Raional, în numele conducerii raionului, să aduc sincere mulțumiri dumneavoastră pentru munca depusă. Doamnă directoare, aveți tot sprijinul Consiliului Raional pentru ca în lucrurile frumoase pe care le faceți să aveți susținerea. Noi o garantăm și cred că împreună cu autoritățile publice de nivelul 1 și 2 vom fi alături de nevoile dumneavoastră. Să fie într-un ceas bun, succes la mai mult și la mai mare. Primarului Comunei Ciorești, domnului Guțu Valeriu. Onorată audiență, doamnă director, domnule vicepreședinte, stimați părinți, sunt onorat astăzi să particip la această frumoasă sărbătoare. Permiteți-mi din partea mea personal, din partea Consiliului Local, să vă felicit cu realizările obținute pe parcursul anului de studiu. Vă doresc multă sănătate copiilor, să vă odihniți pe parcursul verii, părinților, profesorilor care au depus un efort pe parcursul anului și acum le doresc să aibă așa o perioadă de liniște, de întremare și un drum bun în viață. Le doresc absolvenților ciclul gimnazial, adică claselor a noua, care rezultat, după cum am uitat astăzi când doamna director le-a mânat diplomele, foarte mulți erau din clasele a noua, ceea ce, când eu știu din anii precedenți, uneori, erau mai mulți în clasele mici, când ajungeau în clasele mai mari, sărăreau. Dar aici văd că anul ăsta sunt foarte mulți, ceea ce dă dovadă că este o promoție extraordinară. Succese la studii, succese am în vedere la examene pe care urmează să le promovați, de asemenea, în continuare, fie la liceu, sau fie la colegii, sau fie la
instituțiile pe care dumneavoastră doriți să le îmbrățișați. Eu, sincer să vă spun, mă bucur de toate realizările dumneavoastră pe care le aveți. Într-adevăr, așa cum a fost menționat acum la sfârșit de anul dumneavoastră, datorită efortului care a fost depus de către administrație, vă oferim către 1 septembrie un nou cadou. Vom reuși în sfârșit să finalizăm proiectul de termoizolare și de eficiență energetică la, în comun. Vom reuși către 1 septembrie. Eu mă bucur de succesele dumneavoastră și sunt deja tineri din instituție care nu numai culori, nu numai prestigiu sau faima școlii sau gimnaziu o duc mai departe, dar chiar și a comunității întregi. De aceea, doi tineri de aici, de la dumneavoastră, iarăși din clasa a noua, din gimnaziu, au luat locul întâi la probele sportive, cât în, la deschiderea sezonului sportiv, la ziua sportivului Mișcării Olimpice la nivel de raion. Acesta este Leahu Dumitru. Permiteți-mi, rog, dumnealui, eu alergat-o de pus mai mare efort, dar dumneavoastră ce mi-e greu să-l aplaudăm, așa? De aceea, din partea primăriei, a Consiliului Local, îi se decernează Leahu Dumitru, elev în clasa 9, pentru performanța obținută în domeniul sportului în anul de studii 2015-2016 și pentru promovarea imaginii localității la nivel de raion. O diplomă de onoare a Consiliului Local și a Primăriei și un premiu bănesc de 250 lei. De asemenea, cu o deosebită plăcere, vreau să-l invit aici pe Duceag Ruslan, care de asemenea a ocupat locul întâi la proba sportivă cursa olimpică 2500 metri, da? Succesă și... În rest, nu rămâne decât să vă doresc dumneavoastră sănătate tuturora și la mai mult și la mai mare. Invităm în fața elevilor, absolvenților, care au fost conduși toți acești ani de doi dirigenți care le-au fost în loc de părinți, doamna Bojoga Emilia și domnul Moșnoi Ștefan, din partea dirigenților, cu un cuvânt de felicitare, se invită dirigintele clasei 9B, domnul Moșnoi Ștefan. Dragi elevi, stimați părinți, oameni, eu din emoții, mă rog, sunt emoții, la sfârșit de an școlar toți avem emoții. Vreau să mânez două diplome, sunt niște diplome care se acordă a două elevi a gimnaziului nostru care au participat la un concurs de desen organizat de PNUD Moldova în cadrul proiectului MIT. Aceasta este eleva clasei a 9-a, Josano Marinela, eleva Armasaru Livia, clasa 5-a. Părinți, dragi elevi, în această ultimă zi de școală, din partea dirigenților clasei a 9-a, așa să le mulțumesc mult profesorilor care au avut răbdare cu discipolii noștri, care au ghidat tot aceste ani pe căile cunoștinței. Vreau să-ți doresc multă sănătate, succese mai departe pe tărâmul pedagogic, elevilor claselor a 1-a, a 8-a, care au finisat anul de studii, să-ți doresc o vacanță fericită, cu mult soare și multe bucurii, iar elevilor claselor a 9-a, care mai au de finisat încă examenele de absolvire, le doresc mult noroc, succes la examene, să obțină acele note pe care le merită,
le doresc un drum bun în viață și acolo unde s-au aflat pe viitor, să dea dovadă de educație, de stimă, fiindcă stimând pe alții o să fiți voi stimați, să munciți mult, fiindcă muncind o să obțineți tot ce vă doriți. Vă doresc succes la examen și o vacanță plăcută! Cei care în fiecare dimineață îi petreceau și în fiecare amiază îi așteptau acasă să întâlnească pe viitorii absolvenți și pe toți elevii sunt părinții. Din partea părinților vine cu un cuvânt de felicitare doamna Axenti Olga. Dragi copii, iată am ajuns la o zi foarte importantă din viața noastră și a voastră. Sunt clipe de neuitat. Sunt clipe care nu s-au meritat niciodată în viața voastră. De astăzi nu mai sunteți copii. De azi va trebui să luați niște decizii foarte importante pentru voi. Din partea părinților ne închinăm în fața profesorilor, că au avut răbdare, că au avut perseverență, că i-au îndrumat pe cale ce dreaptă, că am ajuns în această zi și am văzut atât de mari și atât de frumoși. Le urăm mult succes. Nu știu ce poate spui un părinte. Mult curaj înainte, mult succes. Să nu uite de unde au pornit, să nu uite de satul natal, să nu uite de părinți, să nu uite de familie, să nu uite de profesori, să nu uite de școală. Mult succes înainte! Doamna are emoții mai deosebite, pentru că toți avem emoții, dar cele mai mari emoții astăzi cred că le au părinții celor care vor susține examenele de absolvire a dreptii gimnaziale. Și fiindcă merge vorba de absolvire, în gimnaziu mai avem o clasă care absolvește treapta primară. Aceștia sunt elevii clasei a patra. Vă rugăm, vă oferim vouă astăzi cuvântul. Pe tot acest 4 ani a fost condusă clasa 4-a de doamna Axenti Victorie. Să citim și prieteni buni să fim.
claselor a noua. Poftim clasea nouă. Thank you.
a anului de studii 2015-2016. Vă felicitați profesorii, părinții, vă felicitați între voi colegii și vă urați vacanță! Plăcută!